Să ne amintim de cuvintele psalmistului care zicea că prin îndurarea Domnului noi putem să intrăm în casa sa, să ne închinăm, am făcut-o și aici în casa sa dorim să avem părtășie mai departe cu Domnul, să învățăm numele Lui să fie slăvit. Astăzi continuăm cu o altă lecție, întrebările celor pedepsiți de Domnul. Știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care în dreptatea Lui, zice tot în cartea psalmilor, se mânie în orice vreme și în Romanii scris că mânia Lui se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri și astfel oamenii ajung în postura aceasta de a suporta mânia Lui Dumnezeu. Mânie care se materializează prin diferite pedepse. Toți oamenii, chiar și cei ce nu cred în Dumnezeu și cei ce nu vor să știe de Dumnezeu, cei care nu-L recunosc, ajung să se întrebe atunci când suferința devine mare, ce se întâmplă. Știți, sunt unii copii îndărădnici care la o nuia două se facă zâmbesc, dar când deja începe să-i doară, orică se apucă de plâns, orică se roagă să nu-i mai pedepsească părinții sau cine i-a pedepsit. Vreau să observăm din situația evreilor această realitate și astfel să ne dăm seama că cei ce sunt pedepsiți de Domnul ajung în situația să întrebe pe Domnul. Citim din cartea a doua împăraților, capitolul 17, aici este prezentat rechizitoriu națiunii și scrie în versetul 15, n-au vrut să știe de legile Lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și din științările pe care le dăduse. Știți că din cei aproximativ 20 de împărați, cât s-a avut regatul de nord, niciunul n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Toți au făcut ce au vrut, au mers pe căile lor. N-au vrut să știe de Dumnezeu. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși au ajuns nimic. Și după neamurile mijlocără trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Iuda le-a urmat exemplu, în mod special spre sfârșitul perioadei îngăduite de Dumnezeu. Și acum să citim din cartea plângerii lui Ieremia câteva versete și să vedem că oamenii au ajuns în final să întrebe. Capitolul 1, versetele 17 și 18. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrăjmași. Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. Și acum vorbesc ei. Domnul este drept, căci m-am răzbătit împotriva poruncilor Lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Capitolul 2, tot de aici, versetul 20. Uită-te, Doamne, și privește, cui i-ai mai făcut Tu așa? Au ajuns să întrebe. Să mănânce femeile rodul pântecului lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și proroci în locașul cel sfânt al Domnului? Au fost întrebări puse de popor, deși Dumnezeu îi avertizase și le spusese exact aceasta în cartea de Deuteronom, că acolo vor ajunge. Dar n-au vrut să știe Dumnezeu, până când n-au ajuns acolo. Tot aici citim din capitolul 5, versetele 20 la 22. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iară zile ca cele de odinioară. Să ne-L fi lepădat Tu de tot oare și te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult? Să învățăm de la evrei și să punem întrebări la vreme, nu întrebări din acestea de ultimă oră. De aceea am și numit prima parte a lecției noastre primele și ultimele întrebări. Și vom vedea apoi că răspunsurile Domnului sunt drepte și sunt reale. Dumnezeu nu-i om să-i pară rău și nici om să mintă. Dumnezeu are alte coordonate ale gândirii și acțiunilor sale față de noi oameni.
El are o îndelungă răbdare de mirat. Dar și când judecă, rămâne tot de mirat. Noi oamenii acționăm mai pripit. Repede pedepsim, repede ne pare rău, nu? Dumnezeu așteaptă multă vreme. Dar și când acționează, toate strigătele oamenilor pot să devină zadarnice. Vom vedea doar în ce condiții Dumnezeu poate fi înduplecat. Dumnezeu le-a spus ce urmează. 30 de la versetul 15. Iată, îți spun înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc a să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar, dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara în care veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau-ați cerul și pământul mar potriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blândețea de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. S-a împlinit ce a spus Dumnezeu? Din plin. Dar ei n-au crezut până când n-au ajuns să vadă că Dumnezeu a fost foarte corect în ceea ce le-a spus. Așa este omenirea din vremea noastră. Dumnezeu se exprimă foarte limpede, dar oamenii nu cred. Însă atunci când îi vor ajunge pedepsile lui Dumnezeu, în ultimă instanță la judecata de apoi, vor întreba: Doamne, asta e ce ai zis în Biblie. Da, asta este. Ascultați-mă ce vă citesc din Apocalipsa, capitolul 15 și 16. Și veți vedea că în final oamenii vor întreba, răspunsurile vor fi la fel de pertinente așa cum s-a exprimat Dumnezeu de la început, dar realitățile vor fi mai dure decât și-au imaginat ei. Apocalipsa 15, citim versetul 3 și 4. Biruitorii cântau cântarea lui Moise, robul Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Asta se va spune atunci, acum încă nu sunt arătate. Citim și 16 cu 5. Și am auzit pe Îngerul Apelor zicând: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Haideți așadar să observăm aceste prime și ultime întrebări. Primele întrebări apar atunci când oamenii aud Scripturile și se întreabă: pentru ce ne amenință Dumnezeu? Știți că a fost puțin foială la nivel național dacă nu cumva ar fi bine să scoată din cărțile de religie referirile la iad, socotind că e o amenințare prea gravă pentru copii. Astea sunt primele întrebări. De ce ne amenință Dumnezeu? Și apoi vom vedea cum sună ultimele. De fapt, de ce amenință Dumnezeu? De dragul pedepsei pe care vrea să le dea? Nu. Dumnezeu avertizează. Și amenințările Lui ar trebui să se constituie în chemări la pocăință. Iată ce citim din cartea profetului Isaia, capitolul 66, și apoi vom continua din Ieremia. Mai întâi Isaia 66, versetele 15 și 16. Căci iată, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej, își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine, și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Asta a spus-o dinainte prin profet. Evreii citiseră asta.
Isaia a trăit cu câteva generații înaintea lui Ieremia. Și acum ascultați ce vă citesc din Ieremia, capitolul 16. Domnul avertizează cu privire la ceea ce se va întâmpla. Citim de la versetul 3. Căci așa vorbea și Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri, doborâți de boalarea, nimeni nu-i va plânge, nici nu va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie, de foamete și trupul lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fialor câmpului. Versetul 6. Și mari și mici toți vor muri în țara aceasta și nu vor fi îngropați, nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi din pricina lor și nu se va rade pentru ei. Versetul 9. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, iată, voi face să înceteze în locul acesta sub ochii voștri și în zilele voastre strigăte de bucurie și strigăte de veselie, cântecele mirului și cântecele miresei. Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ca și cum n-ar fi zis Dumnezeu prin lege, dacă nu fac binele ce urmează. Au apărut primele întrebări. De ce Dumnezeu este atât de mânios? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Și în vremea noastră. Oamenii îngroașă gluma și mă adaugă păcat lângă păcat și au zis spunând, dar ce mare pedeapsă e asta? Ce crezi că ne va face Dumnezeu pentru asta? Crezi că ne va pedepsi pentru asta? Să dacă o vreo avertizare, dar de ce să ne pedepsească pentru atât? Să învățăm de la evrei. Spune aici versetul 11, atunci le vei răspunde, părinții voștri m-au părăsit, s-au dus după alți Dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Versetul 12, și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, iată că fiecare umblați după porninimii voastre rele și nu mă ascultați. De aceea vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care nu v-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri, și acolo veți sluji altor Dumnezei și zi și noapte, căci nu vă voi ierta. Capitolul 23, aceeași carte, Ieremia, citim de la versetul 33. Dacă poporul acesta sau un proroc sau un preot te va întreba care este amenințarea Domnului, să le spui care este această amenințare, vă voi lepăda, zice Domnul. Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice o amenințare a Domnului, îl voi pedepsi pe el și casa lui. Deci aceste amenințări nu trebuie înțelese greșit. Dumnezeu a rostit pedepse pentru cel ce credea că Dumnezeu este rău și îi amenință. Versetele care urmează explică aceasta. Versetul 37, așa să zici prorocului, ce ți-a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul? Dar dacă veți mai zice o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul, pentru că spuneți cuvintele acestea o amenințare a Domnului, măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceți o amenințare a Domnului, din pricina aceasta, iată, vă voi uita și vă voi lepăda. Așadar, Dumnezeu, când amenință, așa ni se pare nouă, El de fapt ne avertizează încă o dată. Fiți atenți la ceea ce faceți, că iată ce vă așteaptă, ce se va întâmpla. După ce pedepsele vin, se ridică o altă întrebare. Se mai poate beneficia de ajutorul Domnului în situații de pedeapsă, în situații critice, limită? Iată ce citim în Psalmul 108. Oamenii sunt ca și șoferii, când îi oprește poliția și le cere actele, dar ce am făcut? Și legislația în țara asta, dacă se respectă, e așa făcută încât nu te oprește dacă nu deja ești vizat. Cu atât mai mult Dumnezeu care cunoaște. Și apoi după ce polițistul ne spune ce reguli am încălcat, după ce ne dăm seama că nu mai putem să scăpăm nevinovați, ne iertați, apoi începem să negociem totuși acum cât se poate reduce, să-mi dați minimum, știți?
Dar până să ajungem să ne convingă de asta, am fi fost în stare să spunem că nu e adevărat, nu trebuia să ne oprească, nu aveam nicio vină. Psalmul 108, citesc de la versetul 10. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Unul din dușmanii de seamă a evreilor. Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat? Și care nu mai vrei să ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor în necaz, că zadarnic este ajutorul omului. Oamenii ajung să strige, Doamne, acum îndură-te de noi. În mod special în Cartea Judecătorii avem astfel de situații. Făceau rău, se duceau după alți Dumnezei și Dumnezeu lăsa pe mâna acelor popoare, al zeităților pe care le adoptaseră. Când ajungeau suprimați și înfometați, strigau către Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a spus, dar eu v-am adus aici. În timp ce îmi slujeați mie, ați ajuns în situația asta deplorabilă. Și atunci recunoșteau, Doamne, te-am părăsit, e drept. Acum, vezi, ce se mai poate face pentru noi? Și aici problemele se bifurcă. Când întrebăm, Doamne, mai există o șansă? De fapt, trebuie să completăm întrebarea și să spunem, sau s-a trecut la lepădarea irevocabilă și la pedeapsa eternă? Iată, câteva versete din Psalm, Psalmul 79, versetul 5. E bine, frați și surori, citim Biblia, că aici Dumnezeu ne vorbește. Și dacă faci binele, îți vorbește cum să te porți mai departe, și dacă faci răul, Scriptura asta de vorbă cu tine și cu oricare. 79:5. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Există o limită. 80:4. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Înseamnă că se adunase rugăciuni, dar mânia Domnului încă era tot pe rol. Cu siguranță și neascultarea a durat. Psalmul 85, versetul 5. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Asta este întrebarea de fond pentru cei pedepsiți. Pedeapsa are ca scop mântuirea sau s-a trecut la pedeapsa eternă, care poate începe încă din viața aceasta, la o sândă. Psalmul 90, 89, ca să-l luăm la rând, versetul 46. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul? Observați câți au întrebat în situații diferite, în generații diferite. 90:13. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii tăi. Sunt rugăciuni care trebuie să le facă cei în cauză. Pentru că, de fapt, așa cum spuneam și în alte lecții, toate întrebările pentru Dumnezeu trebuie să se constituie în rugăciuni. Trebuie să vorbim cu El politicos. Nu putem chestiona pe Dumnezeu, să-L luăm la rost. Și adăugăm un cuvânt din Isaia, capitolul 64, versetul 5, unde este afirmat un principiu căruia se atașează o întrebare. Doamne, Tu ești înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, care umblă în căile Tale și își aduc aminte de Tine, dar Te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Repet, asta este întrebarea de fond a celor ce sufăr. După ce a trecut vremea amenințărilor, a tuturor avertizărilor și a venit pedeapsă. Doamne, ce șansă mai avem acum? Ce se mai poate face? Vreau să observăm răspunsurile Domnului pentru cei ce sunt pedepsiți de El. Să știți că scopul vieții omului, adică pentru ce trăiește, intențiile lui, modul de gândire, practica religioasă, așa cum este văzută de sus, că Dumnezeu ne cunoaște întru totul, trăiește. Răspunsul este de la sine înțeles, că dacă îi se întâmplă un rău,
face parte din pedeapsa Domnului. Dacă un om nu păcătuiește și vine o pedeapsă peste el, ca și în cazul lui Iov, conștiința nu-l acuză. Iov s-a cercetat și a zis, nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele, trebuie să fie alte explicații. Și a fost. Dar cine este vinovat? El nu se poate aștepta la altceva, dacă intențiile cuiva au fost rele. Dacă starea lui generală este una păcătoasă, asta se întâmplă. Dumnezeu le-a spus de la început, prin versuri, acest principiu, cântarea lui Moise. O știți? Deuteronom, capitolul 32. Moise, inspirat, a compus-o pentru ei și i-a pus-o să o învețe, să rămână în folclorul lor, ca o piesă principală. Citim aici, doar spicuim din ea, de la versetul 16. L-au întărătat la gelozie prin dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciune, au adus jertfe dracilor unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei noi veniți de curând, pe care nu-i țesemuseră părinții lor. Au părăsit stânca, cea care i-a născut, și-a uitat pe Dumnezeu care i-a întocmit. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și s-a mâniat și s-a sun de fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul. Și le-a spus, așa continuă textul cântării, că vor ajunge rău. Și în final, cântarea aceea urma să fie martor împotriva lor, că principiul acela se va adeveri. Luăm un alt exemplu din Hagai, capitolul 1 și capitolul 3. Acolo evreii reîntorși din robie munceau, urmau să-și refacă ținutul, construiau case, totul fusese ruinat. Alergau, erau săraci, dar nu erau pasionați de cele sfinte. Și culmea, deși munceau, nu scăpau de sărăcie. Deși adunau, tot n-aveau. Și și-au dat seama că sunt pedepsiți, că sunt blestemați. Iată ce citim în Hagai capitolul 1, de la versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Capitolul 3, versetele 18 și 19. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi și face o diferență între un trecut dezinteresat de cele sfinte și un viitor pasionat de lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă, versetul 19, mai era sămânță în grânare, nici via, nici smochinul, nici rodul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Pentru că omul trebuie să știe, fac voia Domnului, sunt binecuvântat. Dumnezeu răspunde prin ceea ce ți se întâmplă. Faci răul, vei fi blestemat. Asta nu înseamnă doar în cele materiale, în cele sufletești, în problemele care dau peste tine, în stările sufletești, în dușmănii, în întreaga realitate socioeconomică. Numai că noi trebuie să ne uităm cu băgare de seamă. Dacă cineva este credincios, se luptă pentru casa Domnului, chiar dacă i s-ar întâmpla, repet, să se îmbolnăvească, să aibă parte de o pagubă. Alta este explicația. Și explicația trebuie să o caute fiecare la el. Este ca și în povestea aceea, că unui țăran a dispărut calul și oamenii s-au grăbit să spună, stai blestem, nu se știe. Nu judecați pe din afară. Știți, a venit cu un alt cal, la urmă au zis că e binecuvântare. Un băiat de-a lui s-a suit pe calul sălbatic care se asociase cu a lui
și și-a rupt piciorul și oamenii iar s-au grăbit să spună, e blestem, și a zis, nu vă grăbiți să spuneți. A fost o chemare pe front, el nu s-a dus, a scăpat și iar au zis, acum cei? Fiecare ar trebui să-și cunoască realitatea lui personală și Domnul să ne vorbească pe înțelesul nostru. Fiecare trebuie să se uite cu băgare de seamă, să se întrebe, să vadă și să înțeleagă. Că Dumnezeu vorbește prin împrejurările vieții. Un al doilea răspuns. Răspunsurile pentru pedepsele ce privesc păcatul sunt menționate în codul Bibliei. Aici trebuie găsite. Dumnezeu se poate repeta, dar în ce a spus odată, în ce a afișat în cuvântul scris, noi putem să găsim singur răspunsul. Hai să dovedim aceasta, citind din Levitic 26. De la versetul 14. Dar dacă nu mă veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce vă voi face atunci. Și aici scrie despre foamete, război și toate cataclismele ce urmau să vină peste ei. Și ele au venit. Amintiți-vă de acele patru soiuri de lăcuste, de exemplu, de care scrie în cartea lui Ioel. Și ei puteau să se întrebe, Doamne, de cine e pedepsit? Citiți în legea lui Moise și vedeți. Așa spunea articolul de lege și așa s-a întâmplat. Un împărat, capitolul 9, perioada lui Solomon, când poporul ajunsese la gloria sa din toată istoria. S-a construit templu, erau foarte bogați. Amintiți-vă că argintul n-avea nicio valoare. Doar aurul era căutat. Se măsura cu tonele la Ierusalim. Ceva rar întâlnit în istorie. Nu aveau dușmani, numai vasali. Și scrie aici, în 1 Împărați, capitolul 9, de la versetul 8, și oricât de înalt este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera. Și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și îi se va răspunde. După cum e scris în lege. Pentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeu părinților lor, care a scos din țara Egiptului, pentru că s-au lipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Nu trebuia să caute răspunsul la proroci. Răspunsul era în lege. Chiar dacă Dumnezeu suplimentar putea și prin proroci să le vorbească. Și să știți că sunt în vremea noastră oameni care trăiesc în păcat și se duc la proroci să întrebe. Ei știu ce scrie în Biblie. Și dacă vreun proroc le spune ceva așa mai general, spun apoi, sunt în regulă. Domnul nu m-a mustrat. Da, Scriptura nu te-a mustrat. N-are Scriptura nicio avertizare pentru tine? Oamenii foarte ușor se autocompătimesc și se consideră jigniți atunci când altul face vreo referire la starea lor, la pedeapsa care este peste ei. Nu trebuie să facem noi referire. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine, dar să găsească răspunsul în Scriptură și să știe că omul se pedepsește singur prin faptul că știe ce urmează, conștiința operează în orice vreme și omul este înștiințat. Spunea Dumnezeu prin Ieremia, singur te pedepsești cu răutatea ta și vei vedea, adică îți vei aduce aminte, vei constata singur ce rău este să nu asculți. Dar să încheie din ideea citind ceva din Noul Testament, Roman 2, unde principiul este evidențiat pentru noi, ca să nu creadă cineva că dăm referințe doar din Vechiul Testament ca și cum am fi sub lege. Roman 2. Scrie de la versetul 1 că atunci când oamenii păcătuiesc, se acuză unii pe alții. Când de fapt ar trebui fiecare să se acuze pe sine? Versetul 2.
judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul, adică cu ceea ce a scris în Biblie, cu ce a anunțat. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Versul 5, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și ne amenință ca să ne avertizeze și așteaptă să ne întoarcem. Îți aduni o comoară de mânie, adică Dumnezeu tot acumulează. Pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie. Mânie înseamnă pedepsele de aici și urgie o sânda eternă. Mânia este temporară, urgia este veșnică. Celor ce se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Doamne, păzește-ne! Dar nu cumva să ajungem să ne văităm prea târziu. Să citim în Biblie că Dumnezeu se ține de cuvânt. Noi în România uneori avem impresia că legea e interpretabilă și se poate rezolva. Dumnezeu nu-i român. Cu Dumnezeu nu tratezi cum am fost noi obișnuiți. Dumnezeu e mai drept ca neamțul. Dumnezeu e sfânt și nu-și calcă cuvântul. Nu-i om să mintă și să-i pară rău. Asta spune Cartea Sfântă. De aceea ar trebui să trăim cu teamă, să ne temem de pedepsele lui Dumnezeu și să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Să știți că pedepsele divine au limitele și timpul lor. Uneori e anunțat, alteori doar avertizarea legii despre care am vorbit. Iată un caz, casa lui Eli. Știți că fiii lui și-au permis să trăiască vinovat, sub văzul națiunii, în casa Domnului. Și Dumnezeu zici că era plecat de acasă. Cum a tolerat astea în casa lui? De ce nu i-a pedepsit în ziua aceea? 1 Samuel, capitolul 2, citesc de la versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, adică nu vreau să țină cont de el, nu avea nicio relație cu Dumnezeu. Și scrie de versetul 27, un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul. Începe prin a-l mustra, a-l amenința și apoi zice versetul 30, de aceea iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, că își voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Versetul 34. Și iată semnul celor ce vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. 36. Și oricine va mai rămânea din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Dar până să se întâmple asta, Dumnezeu a avut răbdare. Trebuia să crească Samuel. Poate sunt și alte explicații. Dar a venit și o sânda lui Dumnezeu. Și apoi pedeapsa și intră pe rol până se termină toți anii hotărâți de el. Un alt exemplu, Isaia 6. Profetul când vede ce urma să se întâmplă, pune printre altele o întrebare, 6:11. Până când, Doamne? Până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori? Până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot? Adică, Doamne, ai început să pedepsești, cât va dura asta? Până termin cu ei. Toate prevăzute într-un anume plan al lui Dumnezeu. Ieremia 11.
Era acea generație de oameni răi și încă Dumnezeu zăbovea să-i pedepsească. Știți că Ieremia a avut mari probleme. L-au băgat în închisoare, l-au băgat într-o groapă, au vrut să-l omoare. Și vorbește Domnul în versetele 22 și 23. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, iată, îi voi pedepsi. Tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. Și niciunul din ei nu va scăpa, că își voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, era localitatea lui de origine, în anul când îi voi pedepsi. Adică era prevăzut în calendarul lui Dumnezeu când să le aplice pedeapsa. Dar poate un caz mai expresiv este cel din Daniel 4. Știți că împăratul a visat un copac imens, cu ramuri ce acopereau și făceau umbră întregului pământ și de care depindeau toate vietățile, din aer și de la sol. Și în cer s-a făcut un sfat, un străjer a fost delegat să taie copacul, să păstreze trunchiul și să împrăștie toate viețuitoarele. Daniel primește tâlcuirea și îi dă un sfat, 4:27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Iată de ce Dumnezeu amenință și trece un timp până pedepsește. Așteaptă să ne pocăim, cum scria și în Roman 2. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul s-a mândrit cu realizările acelea și 31 nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a pocurât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Și a dat sentință. 7 ani printre animale. Atât a fost pedeapsa lui Dumnezeu și felul a fost stabilit tot din cer. Cum urma să fie pedepsit? Cum scrie și în Ieremia, cei sortiți la foamete, la foamete, cei sortiți la sabie, la sabie, fiecare după decizia pedepsei divine. Să știți că demonii știu asta, mai bine ca oameni. Amintiți-vă că i-au spus unii Domnului Hristos, vrei să ne pedepsești înainte de vreme? Ei știu că există o vreme a pedepselor lui Dumnezeu. Scrie în Iuda că Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei cele mari pe îngeri. Sunt oameni, scrie în Isaia, că unii sunt păstrați în gherle pentru un mare număr de zile și la urmă vor fi pedepsiți, căci toate le are Dumnezeu rânduit. Și pedepsele lui Dumnezeu sunt o problemă de care este bine să ținem cont, pentru că vine vremea, și asta e cel mai grav, când după expirarea timpului de pocăință, orice pedeapsă rămâne doar durere fără niciun har. Și fără nici o atenție, nici o milă din partea lui Dumnezeu. Iată ce citesc din Apocalipsa, capitolul 14, poate asta e mai greu de acceptat într-o vreme în care Dumnezeu e tratat foarte ușor și despre dragostea lui se vorbește cu atâta ușurință. Dar tocmai asta e problema, că îi tratăm dragostea fără interes. Apocalipsa 14, citesc de la versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare. Dacă se închină cineva fiare și icoanei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Ce avertizare, ce pedeapsă! Dacă astea ar fi luate mai în serios, trezirea spirituală ar fi mai aproape de noi. În vremea așa numitei mari treziri din secolul XVIII, din vremea lui Jonathan Edwards, se spune că oamenii se văitau în adunare și strigau pierim în focul de apoi. Dar dacă oamenii pun problema acum foarte diferit, am întâlnit oameni care spun nici nu mai trebuie să te ceri iertare când greșești, că am fost iertați acum 2000 de ani.
Sau și mai grav, noi suntem copiii lui Dumnezeu și pe noi Dumnezeu ne iubește și nu ne pedepsește. E un har să ne pedepsească aici, numai cu mânie, să nu lase peste noi urgie. Sau au venit alte teorii ale reconcilierii universale, sau teorii ale martorului Hova, care cred că cei ce au murit scapă cu moartea asta. I-am îngropat și la UTA rămân, la cimitir. Da, de unde? Dumnezeu ce a spus se va împlini întru totul. Doamne, îndură-te de noi! Încheiem concluzionând că pedepsele divine sunt prestabilite prin blestemul păcatului. Dumnezeu nu schimbă legile, Dumnezeu nu tot modifică pe coduri. Dumnezeu le-a stabilit de la început și rămân în vigoare până la sfârșit. Hotărârile se iau sus în sfatul străjelor, cum am citit în cazul lui Nebucadnețar, și pentru fiecare situație Dumnezeu se exprimă cu dreptate. Cât de clar le-a spus Dumnezeu evreilor, Deuteronom 28. Dacă vei asculta, iată ce urmează. Dacă nu vei asculta, iată ce se întâmplă. Noul Testament, Ioan 3:16. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dragostea lui Dumnezeu, nu? Pentru că oricine crede să nu piară și să aibă viața veșnică. Dar în același capitol spune versetul 36, într-un mod foarte categoric. Oare e drept să spunem că numai 3:16 verset de aur și 3:6 nu-i tot de aur? Cred că 13:36 au o valoare ce se completează. Cine crede în Fiul are relație directă cu versetul 16. Are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. În ultimul rând, vă reamintesc că există posibilitatea obținerii îndurărilor Domnului pentru cei ce se pocăiesc de păcatele lor. Asta e varianta cea bună, să fii pedepsit și pedeapsa să se limiteze și ai șansa pocăinței. Dar, varianta a doua, sunt situații în care mânia Domnului ajunge, citez expresia, fără leac. Găsiți-o în Biblie unde stă scris, fără leac. E ca și în plan fizic, când cineva e bolnav, se găsește tratament, slavă Domnului, revine și sănătos și va povesti doar că era să moară, a scăpat. Dar dacă e o boală fără leac, asta înseamnă că moartea va veni cu toată cruzimea ei. Există situații în care oamenii nu mai au drept la har și la salvare. Noi trebuie să le arătăm oamenilor prima variantă. Iona, capitolul 3 și 4, ne stau dovadă. Încă 40 de zile striga profetul și nimeni va fi nimicit. Și oamenii au trecut repede la pocăință. Ziceau ei, nu se știa, cine știe, poate Dumnezeu se va îndura. Și Dumnezeu în bunătatea lui s-a îndurat. De un popor păgân care nu deosebea stânga de dreapta. Și zice, Dumnezeu mi-e milă de oameni și de vite. Pentru că s-au pocăit, scrie acolo, Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Iona n-a înțeles asta. Uneori nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce este atât de bun. Asta e caracterul lui, citesc Iona, capitolul 4. Scrie aici în versetul 2 cuvintele profetului, știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Îi dă experimentul cu planta aceea ce i-a ținut umbră. Și apoi explică în versetul 10, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mulți de 120.000 de oameni. Și Dumnezeu a fost milă. Dar știți că toți în profeții mici există o carte, Naum, în care Dumnezeu amenință din nou Ninive. Era vorba de altă generație. Citiți numai Naum 1:1. Prorocie despre Ninive, cartea prorociei lui Naum din Elcoș. Și aici Dumnezeu rostește sentința care s-a dus la îndeplinire și n-au mai scăpat. Că același Dumnezeu care a fost gata să se îndure dacă ei s-au pocăit, a fost la fel de hotărât
să-i pedepsesc atunci când ei n-au mai vrut să se pocăiască. Și rămânând tot în profeții mici, vă mai citesc din Mica 7, de la versetul 18, unde este prezentat Dumnezeu și noi trebuie să-L înțelegem. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie și îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Vei da curincioșii lui Iacov și vei ținea cu îndurare față de Avram și ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Evident, asta toate în caz de pocăință. Dar dacă nu-i pocăință, atunci vine acea pedeapsă fără leac. Și închei cu Evrei 6 și 10, referințe nou testamentale pentru cei din biserică. Citim de la versetul 4, capitolul 6, Cartea Evrei. Cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Și căderea asta nu înseamnă deodată într-o greșeală, ci într-o stare de păcat. Și acum ce versetul 7, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește iarbă folositoare, primește binecuvântare. Dar dacă aduce spini și mărăcini, asta înseamnă un sezon și poate mai multe, nu doar o zi, nu e vorba de o greșeală, de o supărare de câteva zile, nu. E vorba de o stare de păcat mai îndelungată. Este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Dar focul acesta e cel despre care vorbea Ioan Botezătorul. Că cel ce a semănat grâu are și cuptor pentru pleavă. Are hambar pentru grâu și cuptor pentru pleavă. Evrei 10, versetul 24. Să veghem unii asupra altora. Și ați observat și duminică cum au curs mesajele, când Dumnezeu ne vrea, încă ne așteaptă. Dar apoi își rostește hotărârile. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunare. Versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și ne-a călcat legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua? Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vreau să încheiem în tonul acesta de avertizare, de atenționare, pentru că așa a vrut Dumnezeu când a dat legea pe Sinai. Dumnezeu putea să se prezinte într-o stare foarte plăcută la Sinai, să nu le fie nici cald, nici rece, să le facă aer condiționat în jur și să crească dintr-o dată, să stea toți la umbră. Numai că Dumnezeu a făcut să se zguduie Sinaiul, să despice stâncile, să fie fum și flăcări. De ce? A știut Dumnezeu că atitudinea va fi mult mai înțeleaptă, că oamenii păstrând această frică vor fi mai atenți. Pentru că, repet, asta e problema creștinismului în vremea noastră. Mi se pare că Dumnezeu a rămas numai dragoste și s-a stins focul mistuitor. Nu, El are un foc al dragostei Lui și un foc al mâniei Lui. Și dacă îl vom înțelege pe primul foc, scăpăm de al doilea. Dacă nu îl vom înțelege și nu ne va aprinde în dragoste pentru El, vom gusta focul mâniei Lui. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin.